În acest weekend de la Botoșani a fost organizată cea mai importantă competiție națională dedicată tinerilor luptători de lupte greco-romane. Mai precis, campionatul național de cadeți la care au participat și 10 de luptători de la clubul sportiv Botoșani. Dintre aceștia, Stoica Manuel a demonstrat încă o dată că este o adevărată revelație a luptelor greco-romane din România. Sportivul antrenat de Marcel Grigore a reușit să se impună total în fața adversarilor, reușind să devină campion național. Manuel Stoica, prin această nouă medalie de aur, își asigură un nou loc în lotul național de lupte pentru competițiile internaționale. Pe lângă acesta, rezultate meritorii au obținut și botoșenenii Codruț Ștefănache și Gilbert Moisa, care a obținut câte o medalie de bronz. Totodată și luptătorii liceului cu program sportiv din Botoșane au reușit să obțină două medalii. La lupte feminin, Cristina Panțiru a câștigat argintul, iar la masculin, Adrian Chișcariu, o medalie de bronz.